Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Iubiți credincioși, în primul rând, bine ați venit. Și în primul rând, binecuvântarea, cum a spus și la litie, lui Dumnezeu, peste voi toți, cu al Său dar și a Sa iubire de oameni. Deci faptul că Bunul Dumnezeu a îngăduit ca vremea să fie blândă, molcomă și liniștită, este încă o binecuvântare a lui Dumnezeu peste această mănăstire și peste această sărbătoare a nașterii Maicii Domnului, care, așa cum spune într-o parte, a dat binecuvântare dezlegând blestemul și moartea. Cel din tâi lucru care ar trebui să îl știm și cel mai simplu dintre toate, spus de Sfântul Maxim Mărturisitorul, dacă s-ar fi zădărnicit planul de mântuire a lui Dumnezeu prin Fecioara Maria, Dumnezeu ar fi preferat să piardă lumea de mai multe ori și apoi să muncească la mântuirea ei, decât să se zădărnicească acest plan sau acest lucru din veac ascuns și de îngeri neștiut. Fecioara Maria este ființa cea mai supremă, atât din punct de vedere pământesc, cât și din punct de vedere duhovnicesc. Pământesc este cea mai aleasă dintre femei, toiag și rădăcină din Iesei, este începătoarea mântuirii și este mama lui Dumnezeu sub vrem. Din punct de vedere duhovnicesc, este împărăteasa cerului și a pământului. Din punct de vedere duhovnicesc, este arhistratega oștilor cerești și este acea taină despre care a spus Dumnezeu la Adam la izgonirea din rai: tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui și vrăjmășie voi pune între tine și șarpe. El îți va păzi călcâiul, tu îi vei zdrobi capul. În momentul în care ne-am cufundat în moartea cea veșnică, în momentul în care ne-am cufundat în întunericul cel nepătruns, care abia la înviere a fost străpuns de lumina învierii și toți sătui de întuneric s-au grăbit spre lumina cea neapropiată a învierii, abia atunci s-a cunoscut folosul rodului Mariei, ceea ce avea să fie rai cuvântător, mama lui Dumnezeu, și în același timp avea să fie porumbița cea fără de prihană sau scaunul heruvimilor și serafimilor. De ce? Mai presus de heruvim și de serafim, așa cum o laudă în Paraclis, mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Mai înaltă decât cerurile, pentru că Maica Domnului nu stă la ierarhiile cerești, nu stă între cele trei triade, ea nu stă între cele nouă cete cerești, ci cele nouă cete cerești îi se subordonează necondiționat, așa cum se subordonează Sfintei Treimi, cântând Sfânt, 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 Domnul Savaot, iar pentru Maica lui Dumnezeu, cântând ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii care pe Dumnezeu cuvântul ai născut. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegeți că taina Mariei este taina cerului. Tocmai de aceea Iisus Hristos, în momentul în care a pus firea omenească pe scaunul Tatălui, și-a adus aminte că mai are de îndeplinit încă două mari misiuni pe pământ. Trimiterea Duhului Sfânt, pentru că de nu-L voi trimite pe acesta, voi veți fi singuri. Și de nu va veni El, veți rămâne orfani. Dar eu, ducându-mă la Tatăl, vă trimit vouă pe Mângâietorul și El va fi cu voi până la sfârșitul veacului și îl primim în botez, în Euharistie, în Sfântul Maslu, în Spovedanie, în Sfânta Împărtășanie, în dezlegarea păcatelor, în taina cununiei, în taina mirungerii, în taina preoției. Și de unde vine puterea și izvorul? De la apostolii peste care a suflat Duhul Sfânt Dumnezeu și a spus: luați Duh Sfânt și mergând învățați toate neamurile și botezați-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
Iar a doua problemă importantă a Fiului lui Dumnezeu era aceea de a muta la cer pe Maica sa trupească și de a o cinsti ca pe Maica cea părintească. Pentru că în momentul în care ne uităm în învățătura ebraică a sensului cuvintelor, vom vedea că Dumnezeu se tâlcuiește de gen feminin, nu de gen masculin, pentru că El este Tată și Mamă mai înainte de veci. Așa spune Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut. Deci nu este creat nici din cuvânt, nu este creat nici din plămădeală, ci este de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Și atunci sânurile Tatălui au rolul matern de arătarea cuvântului în lume și este în același timp și tron Fiului care este în ascultarea desăvârșită a Tatălui. Precum aud judec și judecata mea dreaptă este. Toată judecata Tatăl a dat-o Fiului. În momentul în care s-a suit de-a dreapta Tatălui pe scaun toate umplându-le cel ce era necuprins, primul lucru care l-a făcut și-a adus aminte de Maica sa și i-a dat două nădejde. Una, chiar în grădina Ierusalimului, acolo unde s-a înălțat la cer la Eleon, și i-a spus așa: bărbați Galilei, nu vă mirați prin înger. Cum vedeți Fiul omului că s-a coborât? Sau cum vedeți că s-a suit? Așa va și veni pe norii cerului. Deci arăta clar că va mai trebui să străbată pământul. Altă epifanie mai puternică va fi înfricoșată judecată și scaunile celor 12 apostoli care vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Un alt motiv de venire pe pământ este chemarea în rugăciunile noastre personale a Fiului lui Dumnezeu prin dulcele cuvânt ascetic care a umplut acest deal de creștini și acest loc pustiu cu altar de rugăciune. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, sau Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa. La această chemare Iisus alege un singur loc, inima creștinului, dar nu divizat, ci întreg și nemărginit, așa cum a stat în pântecele Fecioarei. La noi e după har, la dânsa a fost suvrem din sânge și din trup femeiesc. Pentru sfințirea seminței femeiești a ovulului, care a fost spurcată stârpea aceasta femeiască prin neascultarea de la pomul raiului. Și atunci femeia a intrat sub incidența morții, sub incidența stricăciunii, sub incidența vremurilor și sub incidența poftelor și sub incidența neputinților. Foame, sete, scârbă, teamă, frică, spaimă, durere, înnec, foc, naștere, dureri și așa mai departe. Toate acestea l-au alterat pe om și era nevoie, cum spune Părintele Galeriu, de o altă rădăcină sănătoasă care să mântuiască neamul omenesc, dar din aceeași carne și din același trup. Și atunci așa a luat ființă, ușor, ușor, acest praznic care îl sălbătorim pe acest deal, nu din 2002 sau din 2003, de când s-a pus piatra de temelie, ci aici doar s-a deșartat cerul lui Dumnezeu prin mâna Arheului, el era deșertat de multe mii de ani, de 2000 de ani, și acolo undeva în ținutul Ierusalimului, pe valea pârâului Chedrilor, care merge până în pustia Hozevei, deși la poarta Damascului era marea casa lui Ioachim și a Anei, care erau, pe lângă faptul că se trăgeau din neam împărătesc, erau și oameni oarecum înstăriți, dar modești și credincioși, ei aveau și aceste locuri de rugăciune retrase și până astăzi se știe de chilia Sfântului Ioachim sau peștera Sfântului Ioachim și peștera Sfintei Ana. Și s-au retras acolo în post și în rugăciune tocmai pentru faptul că la o asemenea sărbătoare ca cea de azi, poate nu același praznic, a sărbătorii corturilor care începe la începutul lui septembrie de an bisericesc, când s-au apropiat cu darul la ușa altarului, a îndrăznit arhiereul Isahar să-i mustre și să spună: ce căutați furcaților aici?
Voi n-ați învățat încă o dată că jertfa voastră e necurată și neprimită? Nu știți că este blestemat cel ce n-aduce sămânță în Sion? Ioachim și Ana s-au rușinat, s-au uitat unul la altul triști și mâhnit și au spus: ne retragem și ne rugăm. Până nu vom avea semn de la Dumnezeu, nu ne mai întoarcem acasă. Și s-a dus Ioachim în munte la oi și Ana s-a dus în grădină și au început să facă rugăciuni până ce Arhanghelul a ascultat rugăciunea lor. Dar în ce moment? În moment de bătrânețe. În moment de repaus biologic al fertilității, bătrâni fiind. Deci spune că Ana și Ioachim aveau la 70-80 de ani. Deci ca să se vadă că minunea e mai presus de fire. Și au zis în sinea lor aceeași rugăciune în aceeași clipă: Doamne, de ne vei da o odraslă, nu băiat sau fată, o vom da bisericii. Deci iată primul semn dumnezeiesc sau primul cuvânt care a pătruns cerul. Și în clipa aceea s-a arătat Arhanghelul și a spus lui Ioachim: Ioachime, rugăciunea ta a fost ascultată. Apoi Ana a primit același mesaj în grădină, când i-a spus: Ano, Ano, rugăciunea ta s-a suit la cer. Vei rămâne însărcinată, vei avea o fiică. Și într-adevăr, așa cum arată sinaxarul sărbătorii de astăzi, la 8 septembrie, și nu întâmplător numărul acesta 8 infinit, ca să-i spunem așa, a fost ziua în care Ioachim și Ana au adus pe lume pe Maica Domnului, pe Fecioara și Prunca Maria, care avea la 3 ani să fie dusă în templu și apoi dăruită în Sfânta Sfintelor și dusă de Zaharia și hrănită de îngeri, nu de Zaharia de aici, ci de Zaharia profetul, și apoi crescută în mare frică și evlavie de rugăciune și credința Vechiului Testament pe linia și legea iudaică, stând în camera Fecioarelor și cugetând fururea cu această rugăciune. Citea Scripturile și știa că o Fecioară va naște și va lua împântece. Și ea se ruga așa: Doamne, de m-ai ajuta să o pot sluji pe cea care va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă m-ai putea ajuta ca rugăciunea mea să fie auzită la tine, ca nu cumva acea Fecioară să pătimească vreo întinăciune. Deci ea se ruga pentru viitoarea mama Fiului lui Dumnezeu, neștiind că chiar ea este. Iar la clipa sortită la Buna Vestire, a venit Arhanghelul și a stat din nou în fața ei și i-a spus: bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Și din clipa aceea, spune Părintele Galeriu în jertfă și răscumpărare, când Duhul Sfânt s-a coborât peste ea, așa cum se coboară și peste noi și a doua zi uităm de El, ea a rămas pentru totdeauna Rai Sfințit, Biserică Sfințită și Rai Cuvântător. Deci a rămas cu adevărat muntele cu umbra deasă, lâna lui Gedeon, scara lui Iacov, deci toate închipuirile, poruncința lui Noe, spicul de Arab, iete când și amâdând. Le găsiți în Scriptură. De ce v-am amintit toate acestea? Ca să vedeți că în clipa în care s-a învrednicit de darurile Duhului Sfânt și trupul ei a devenit nestricăcios. Și acum mă întorc de unde v-am lăsat. Și Iisus știa că mai are un lucru de îndeplinit, o misiune pământească. Să deschidă cerurile, să vină cu toți îngerii cântând, iar la cuvenita cinstirea adormirii Maicii sale, să ia împreună cu îngerii cântând sufletul Maicii Domnului, cum îl vedeți în epitaf, în chip de copil, în brațele lui Iisus, și să-l ducă de-a dreapta Sfintei Treimi pentru a nu călca porunca și prorocia moșului său și neamului său, împăratul David, stătuta împărăteasa de-a dreapta, în haine de aur, prea înfrumusețată și prea împodobită. Și în lanțuri de aur, adică în virtuți. Această împărăteasă a cerului și a pământului este cea care astăzi o sărbătorim pruncă în brațele lui Ioachim și Anei, dar în același timp înzestrată cu nemurirea, mutatu-te-ai la viață fiind Maica vieții, nu în moarte, izbăvind din moarte sufletele noastre. Noi nu putem folosi termenul
moartea Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului, pentru că cei drepți adorm și cei păcătoși mor. Cei credincioși înviază, că dacă n-ar fi înviat Hristos, credința ar fi fost zadarnică, și Apostolul Pavel spune, nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului, iar pentru cei ce cred este puterea înțelepciunii, crucea și învierea. Și de aceea când o găsim pe Maica Domnului, o găsim în două ipostasuri. Ori la tronul Fiului Său rugându-se pentru păcatele noastre, ori pe tronul ei de împărăteasa Pământului, cu pruncul Iisus în brațe, arătându-ne că veșnic rămâne prunc și își păstrează calitatea de fiu pentru a ne demonstra nouă ascultarea din sânurile Tatălui până în pântecele Maicii. Și luând chip de rob, mă spăimântez, a strigat ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Deci bucură-te, mireasa Tatălui, bucură-te, Maica Fiului, bucură-te, biserica cea vie a Duhului Sfânt. Nu vreau să vă spun mai multe, pentru că mâine va fi iarăși o zi și iarăși va trebui de vorbit, ci vreau să vă spun la toate Mariile, cinstea și demnitatea Maicii Domnului peste capetele și sufletele voastre, urarea aceasta de la mulți ani sau multă sănătate e bună, dar e trecătoare, dar cea mai dulce cântare și cea mai sfântă urare este aceasta: Doamne, mântuiește-i pe cei bine credincioși. Așa se cântă în timpul Sfintei Liturghii, ca să înțelegem că mântuirea vine din Duhul Sfânt, prin Fecioara Maria, prin Iisus Hristos, prin cruce și prin înviere, și prin Tatăl, și prin Fiul, și prin Sfântul Duh. Amin. Să trăiți!